Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare religioasă a nașterii lui Iisus Hristos, dar și o sărbătoare a iernii, precreștină, din vremuri mult anterioare creștinismului. Este o sărbătoare a celor care se retrag în casele lor, fiindcă nu mai au de muncă, ziua scurtându-se, își pun deoparte hrana pentru a supraviețui pe timpul iernii și este un prilej de bucurie și un prilej de socializare. Bradul este un element foarte important, un element prin care asiguri un decor suplimentar în casă, îți faci casa mai frumoasă, bradul împodobit cu atât mai mult. Ce brad să ne punem noi în casă? Firește că un brad natural este mai tentant decât unul de plastic, din cauza faptului că emană în casă și un miros. Dar trebuie să știți că petreceți Crăciunul cu un pom care moare în casa voastră. Și dacă este neapărat nevoie să simți acel miros, îți asumi această circumstanță. Însă, dacă ai puțină imaginație și găsești o soluție mai inteligentă de a-ți împodobi casa de Crăciun, există posibilitatea ca să pui niște ramuri de brad care oricum cad și oricum ajung să fie nefolosite pentru miros și îți pui împodobești un brad de plastic sau un brad în ghiveci. Un brad în ghiveci este mai bine decât un brad de plastic fiindcă înseamnă viață și înseamnă regenerare și înseamnă oxigen, înseamnă multe alte. Un brad de plastic este o soluție de compromis, fiindcă și plasticul ăla, ca să ajungă să fie produs, a însemnat niște consumuri de gaz metan, a însemnat niște emisii de CO2, dar cel puțin, fiind folosit mai mulți ani, lucrurile sunt mai bune decât a tăia un brad din natură. Acum, dacă iei un brad tăiat și vrei neapărat să pui un brad tăiat, ia măcar un brad de undeva, de unde primești bun, asta înseamnă că se dau și taxe pentru bradul ăla la stat, și de undeva de unde ai siguranța că acel brad a fost tăiat în condiții normale, ecologice cât de cât, poate crescături de brad de Crăciun. Dacă mergi în piață și iei tot felul de chilipiruri, te poți aștepta ca bradul să fie tăiat de pe undeva, de pe marginea drumului și sau de marginea unei păduri și este păcat. Adică stimulezi în acest fel distrugerea pădurilor. Bradul este o specie de copac, care are o origine mai veche decât copacii ce au frunzele căzătoare și care este, să spunem așa, exponentul unei soluții naturale ingenioase. Este copacul care are în interior și pe frunze, și a frunzelor și a tulpinii, un antigel, o substanță cu rol în a se apăra de îngheți, în a se apăra de dăunători, în a-și umple tot ce înseamnă leziuni ce apar asupra lui. Și bradul este un exponent de biotehnologie care trebuie să fie, din acest motiv, cel puțin din punct de vedere al inteligenței constructive, respectat. Pe de altă parte, bradul este și coniferele în general sunt copaci ce se adaptează pe solurile sărace. Să știți că un sol, o anumită suprafață de teren este foarte greu de împădurit, reîmpădurit. Nu este simplu. Trebuie să găsești specia care se pretează și care se adaptează. Zonele sărace montane sunt pline cu brazi din cauza faptului că ei sunt mai adaptați în a folosi solurile mai sărace. Să știți că sunt conifere și în zonele mai sudice decât noi. Sunt conifere și în Asia Mică, sunt conifere în Grecia, sunt conifere pe tot ceea ce înseamnă soluri sărace din zonele tropicale și subtropicale. De ce? Din cauza faptului că este o plantă mai veche, mai bine adaptată la lipsuri. Este foarte bine adaptată la vânt, foarte bine adaptată la sol sărac, foarte bine adaptată la schimbările climaterice, față de celelalte tipuri de copac care au frunzele căzătoare, care nu bagă antigelul până în frunze, ca să zic așa, și care în perioada anotimpului rece intră în stare de hipobioză. Bradul crește ușor-ușor și iarna. Ăsta este motivul pentru care eu zic să-l respectăm.